Toată lumea știe, Cătălin Ursu a luat doctoratul în filozofia educației. Cătălin, mulțumim mult pentru că ai acceptat invitația de a reveni în emisiunea Rompos TV din această săptămână. În această perioadă în care învățământul a fost obligat din cauza pandemiei COVID-19 să se mute din clasă acasă, online. Din perspectiva ta ca doctor în educație, cum crezi că acest lucru va influența în viitor tehnica de predare? Majoritatea publicului se întreabă ceea ce ai întrebat tu. Ce se va întâmpla după asta? Cum va influența situația în care ne aflăm, educația și mai pe larg societatea în general? Există câteva răspunsuri care, dintre care unul e optimist, unul este neutru și unul e pesimist, ca să zic așa. Să începem cu vestea rea, nu? Cu ăla negativ. Sau, mă rog, mai pesimist. Am putea imagina mutarea educației online peste 80%. Desființarea școlilor, nu dintr-o dată, dar pe o perioadă, să zicem, într-un deceniu. Din ceea ce știm toți, în ceva care nu mai... Deci, în engleză există expresia asta, brick and mortar, adică desființarea școlilor ca și clădiri. Și, cum am zis, mutarea întregii activități online. E posibil. Deci, dacă am învățat ceva din această criză, am învățat că absolut e posibil. De ce spun că asta e o variantă pesimistă? Pentru că școala, și când vorbesc de școală, mă adresez de la kindergarten până la postdoctoral. Nu este numai o instituție în care oamenii acumulează informație și își dezvoltă capacitățile intelectuale. Este o instituție care ne face ceea ce suntem, adică niște animale sociale, cum spuneau grecii antici. Ne învață să trăim unii cu alții. Ne învață să ne citim unii pe alții. Ne învață să trăim în grupuri mari. Și așa mai departe. Există foarte multe activități extra-școlare, care de fapt nu sunt extra-școlare, dar sunt extra-academice, ca să spun așa, care merg de la diverse sporturi de echipă până la o puzderie de cluburi care se ocupă de tot felul de... au tot felul de obiective, de obicei umanitare sau justițiare. Partide politice pentru tineret, deci iarăși o dimensiune extrem de importantă pentru ceea ce suntem noi ca ființă umană. E, toate astea dispar în momentul în care muți totul online. Deci educația stricto sensu de acumularea cunoștințelor și dezvoltarea capacităților intelectuale va continua. Dar ceea ce va face ea pentru ființa umană, nu mai știu. Mi-e și frică să mă gândesc. De-aia am început cu asta pesimistă. Sper că nu o să se întâmple niciodată așa ceva. Varianta neutră ar fi că, și nu e greu de imaginat asta, că nu învățăm nimic și mergem mai departe cum era înainte. Deci, eu asta pot să văd chiar întâmplându-se în societatea în general, nu numai în educație. Adică, omenirea a dat dovadă de multe ori de... Încerc să găsesc un termen mai moale. De indolență în istoria ei. A trecut prin lucruri devastatoare, a dat dovadă de putere de sacrificiu, de curaj, de toate calitățile formidabile și odată ce a trecut urgia, ca să zic așa, s-a întors pur și simplu la
la obiceiurile vechi. Deci putem să ne imaginăm și scenariul ăsta în care ne întoarcem înapoi. Nu înapoi în sensul că devoluăm, involuăm, ci pur și simplu ne întoarcem la ce știam înainte. Mi-e greu să cred că se va întâmpla treaba asta, dar e un scenariu care poate fi imaginat. În sfârșit, scenariu optimist, cel care... Eu sunt un optimist de felul meu, deci eu sper că ăsta va fi. Este că educația se va întoarce înapoi în sânul instituțiilor de învățământ, deci în sânul clădirilor, ca să zic așa, va continua să ofere posibilitatea copiilor, adolescenților și tinerilor în general să învețe ceea ce înseamnă societate și să activeze în cluburi, echipe de basket, de fotbal și așa mai departe. Dar cu o componentă digitală mult mai dezvoltată decât până acum. Pentru că din ceea ce văd că se întâmplă, sunt foarte multe districte școlare care deja își dau seama cât de nepregătite au fost pentru varianta asta și ca o reacție colaterală la treaba asta au un moment de trezire și spune, stai domne puțin, dar totuși suntem în secolul 21, ar fi trebuit să fim în stare să ne descurcăm mai bine din punct de vedere tehnologic. Că tehnica există, fără îndoială. Deci nu e vorba că n-am inventat. Tehnica e peste tot. Dar logistica nu e pusă la punct. Și sunt convins că după treaba asta nici nu știu dacă e corect să spun că se va investi mai mult. Pentru că sunt bani, fonduri sunt. Dar probabil că se vor organiza mai bine. Vor folosi fondurile cu mai multă eficiență și în orice caz cred cu tărie că foarte multe cursuri se vor muta online în ceea ce privește materialele de curs. Acum o să ajung la ceea ce fac eu, cazul meu specific. Eu am rămas surprins când am aflat și am văzut de colegi din districte diferite și de la școli diferite, de nivele diferite, că folosesc încă hârtie, că fac încă xeroxuri. Am rămas absolut uluit. Eu am crezut că chestia asta nu prea mai e folosită, dar, spre surprinderea mea, e folosită în multe locuri. N-ar trebui să întâmple asta. Prin simplu fapt că nu vreau să fiu eu mai catolic decât papa, dar într-adevăr e o risipă de hârtie inutilă în condițiile în care foarte simplu poți să nu folosești hârtie. Și nu împiedică cu nimic, nu influențează cu nimic procesul de educație. Deci, efectiv, nu se schimbă nimic. Profesorul rămâne profesor, elevul rămâne elev, dacă e puturos, nu învață, dacă e harnic, învață și așa mai departe. Cazul meu specific. Eu sunt la un liceu, deci eu sunt norocos. Eu fac parte dintre aia norocoși în sensul ăsta. Școala noastră, liceul nostru, a fost subiectul unui proiect pilot cu Microsoft și Samsung. Și asta s-a întâmplat acum 7-8 ani, poate chiar 9. A început implementarea lui. Ideea era ca la sfârșitul proiectului fiecare elev din liceu să aibă propria tabletă sau propriul laptop, care fie era oferit de școală, fie dacă elevul avea prin natura lucrurilor mașina lui personală, ca să zic, adică mașinăria lui personală, foarte bine, atunci era ok. Deci proiectul ăsta s-a terminat acum câțiva ani de zile, rezultatul fiind că toți elevii din liceul nostru au un laptop sau un device
Personal. Și deci, având aceste tablete sau laptopuri personale, el și numai el îl folosește. Deci nu mai ai problema de interferență în familie, că are un frate, dă-mi bă ăla, că acum am eu nevoie de el, vine tata, lasă-mă că am de lucru, pe bună dreptate, vine mama, toți călare pe același ordinator, e imposibil să-și facă copilul sau, mă rog, tânărul treburile. Deci la noi s-a eliminat această problemă. Înzestrarea tehnologică a tuturor elevilor și n-a fost o misiune ușoară, pentru că liceul nostru are aproape 1500 de elevi, deci sunt mulți, e multă tehnologie. În paralel cu asta, bineînțeles că am început să implementăm ideea stocării materialelor online. Și am început să ne facem într-un proiect coordonat. Fiecare profesor are website-ul lui cu un blog, fiecare profesor are materialele de curs online și asta este fantastic, pentru că nu mai ai grijă de ele și nu mai ești înconjurat de munți de hârtie. Când am început, așa era. Erau munți de hârtie la sfârșitul anului, căram la tomberoane noi profesorii lăzi întregi de hârtii care nu mai erau, de care nu mai era nevoie. Deci chestia asta a dispărut. Și în al doilea rând, foarte important, nu mai poate să vină elevul la tine să spună am pierdut documentul, că nu. Că îl are online. Se controlează procesul educațional mult mai bine. În același timp, fiecare clasă de predare a fost dotată cu un proiector care are Bluetooth și care are, bineînțeles, deci remote. Și deci lectures, conferințele pe care le facem cu elevii ăștia mari, eu predau la clasa a 12-a și a 11-a, se fac pe un ecran. Deci, și bineînțeles, dacă e ceva de scris, type și ei își iau notițele pe laptopurile lor. Am crezut că va fi o catastrofă, sincer să fiu. Când am auzit treaba asta, am zis, cum o să-i las eu pe ăștia cu laptopurile deschise și eu să vorbesc? Păi cine mă ascultă pe mine? Da. O să stea să se uite la jocuri și pe YouTube. Că n-ai cum să-i vezi, nu? Că laptopul e invers, e cu spatele la tine. Nu s-a întâmplat asta. Sunt câțiva, puțini totuși, care mai evadează și mai... Dar asta s-a întâmplat și înainte. N-aveau laptopul în față, dar se uitau pe geam. Adică cam tot aia e. Se uitau la păsărele, în loc să te asculte. Însă, spre surprinderea mea, îl folosesc destul de eficient. Pentru că am observat treaba asta în momentul când le-am dat de lucru, când le-am dat teme de făcut, care sunt bazate pe raționamente care trebuie bazate în fapte. Și faptele nu poți live decât dacă au luat notițe. Și am avut o surpriză foarte plăcută când am văzut că, într-adevăr, oamenii au, adică elevii au fost foarte eficienți în treaba asta. Deci, asta e scenariul optimist. Eu sper că scenariul optimist să se asemene cu ceea ce se întâmplă la mine în liceu, în care lucrurile care pot fi digitalizate se digitalizează. Nu totul poate fi digitalizat. De exemplu, tehnica digitală n-a ajuns la nivelul la care să creeze teste complexe. Poate să-ți creezi de teste cu răspunsuri multiple. Da, A, B, C, alea pot fi generate, dar alea deja nu mai sunt considerate eficiente în învățământul contemporan. Asta face parte din acumularea mecanică de informație pe care, după cum știm cu toții, sper că ne aducem aminte cu toții, așa cum o înveți, așa o și uiți foarte repede. Eu predau istorie, filozofie și justiție socială, deci științe umaniste, în franceză, pentru că este liceul nostru este și de French immersion. Wow. Parte din ele în franceză, parte din ele în engleză, dar majoritatea sunt în franceză. Sunt anumite activități care nu pot fi făcute online. N-ai cum.
Iar ceea ce m-a surprins foarte mult în perioada asta de schimbări radicale care la noi s-au întâmplat, repet, înainte să lovească COVID-ul. Ceea ce m-a surprins foarte mult este că au rămas câteva constante care sunt știute ca și constante, dar alea nu s-au schimbat. Și una din constantele cele mai importante, după părerea mea, este carisma profesorului. Deci noi avem, nu pot să zic că avem, majoritatea elevilor din liceul nostru, când își aleg cursuri opționale, că există cursuri opționale, le aleg în funcție de profesor. Și administrația face foarte mult efort, că zice că nu e etic că, și așa mai departe, există și acolo niște reguli și face foarte multe eforturi să îi convingă pe elevi că nu profesorul contează, că contează materia. Nici pomenală. Da, cum se zice la noi, câinii latră, ursul trece. Fără niciun apropo. Exact. No pun intended. Deci așa am constatat că carisma profesorului, acel profesor de care toți ne aducem aminte cu drag, toți avem câte o amintire, cel puțin una, despre un profesor din liceu, de școala generală, care ne-au format așa într-un anume fel sau ne-au influențat extraordinar de mult. Pentru unii a reprezentat chiar punctul de pornire al carierei lor viitoare. Deci, acest fenomen a rămas în picioare. Nu contează că vii cu catalogul ăla sub braț sau catalogul e online acum, că și asta, prezența se ia online. Totul se face online. Toate mediile se pun online, toate buletinele astea de astea sunt online. Deci nu mai există hârtii. În această perioadă COVID-19 în care studenții tinerii sunt obligați să se autoizoleze, să stea mai mult în casă și nu pe străzi, să nu se socializeze, în ce măsură școlile, instituțiile de învățământ reușesc să ofere suportul moral sau să-i ajute pe studenții care au anxietate sau intră în depresie? Care este sistemul, din câte știi tu, de la școala ta sau extins la învățământ, de suport? Am o vedere generală a ceea ce se întâmplă, că e imposibil, dar știu cum lucrează sistemul și știu ce se face la mine în liceu, deci putem extrapola din astea două. Sistemul învățământului, cel puțin în British Columbia, dar eu bănuiesc că e în toată Canada așa, este, din punctul ăsta de vedere pe care l-ai menționat, este bazat pe consilieri. Există așa numiții counselors, care au fiecare un grup de elevi în ordine alfabetică, deci noi avem 5 consilieri care și-au împărțit toată școala în grupe de la A la F, de la F la K, de la K la M și așa mai departe. Acești consilieri de obicei se ocupă nu numai de sfaturi pentru cariera elevului de viitor și îl sfătuiește cam ce cursuri, îl ghidează cam ce cursuri trebuie să ia, sigur, dacă elevul vrea să-l asculte, dar au în același timp și rolul de a descurca ițele întortocheate ale anxietății, depresiei și așa mai departe, care, din păcate, sunt destul de prezente în populația asta foarte tânără, spre tristețea mea, pentru că cunosc niște tineri minunați care sunt victimele anxietății sau ale depresiei și, din păcate, n-am reușit să-mi dau seama ce se întâmplă. Deci nu pot să pun degetul pe rană să spun, dom'le, asta e cauza. Nu știu ce se întâmplă. Am niște bănuieli, dar sunt numai bănuieli. Deci există acești consilieri și ăsta e sistemul. Deci ăștia există în toate școlile, indiferent dacă sunt elementare,
middle school, că în districtul Coquitlam există sistemul de middle school sau high school. Există posibilitatea ca părinții să sună în locul copiilor care sunt afectați să discute cu acești consilieri? La noi există o colaborare extrem de strânsă între consilieri și părinți. Și consilierii acționează în consecință și consilierii iau legătura cu părintele dacă se întâmplă ceva. Înțeleg. Dacă copilul a venit la copilul tânărul, mă rog, a venit la persoana respectivă și s-a descărcat și a spus niște lucruri care sunt îngrijorătoare, atunci consilierul imediat pune mâna pe telefon și sau scrie un e-mail. Deci e o comunicare foarte bună, zic eu, în treaba asta. E o comunicare în trei, de fapt, pentru că profesorul este inclus în treaba asta. Sigur, dacă părintele acceptă. Există cazuri în care părintele nu acceptă și atunci la mine, de exemplu, poate să vină un consilier și să spună, uite, cutare, îl ai în clasa cutare și numai să știi că are niște probleme în familie și s-ar putea să nu fie el sau ea însă și în următoarea lună. Trece prin niște dificultăți mari. Fii atent! Sper să ne vedem în fiecare săptămână cu alte discuții. Îți urez weekend plăcut și ție și întregii familii, și Ilenei, și lui Adela, și lui Andreea. Mulțumesc și ție, la fel, toate cele bune!